Salut, oameni, și bine v-am regăsit la un episod din Breaz la Haiducilor, sezonul 3, cred că suntem la episodul 35. Băi, am trecut deja de jumătate de stack de episoade pe sezonul ăsta 3 din Breaz și bineînțeles, după cum știți, că vreau să, nu știu, chestia asta de la voi, de fapt, dacă vă place seria asta și tot ce fac, să apăsați și eu pe acel buton de like, pentru că ne ajută foarte mult, deci un like acolo chiar contează. Mulțumesc dacă ați făcut chestia asta, dacă sunteți noi, nu uitați de subscribe, bineînțeles, dacă vreți să mai vedeți conținut, dacă nu, nu e nicio problemă, nu trebuie să vă abonați. Bun, am făcut noi sâmbătă un live și pe live-ul acela am mai lucrat aici la bază, gen la cupole, și am mai făcut aici, nu știu, cam, cred că eram undeva pe aici sau... Pe aici, încă nu sunt sigur, sincer să fiu, unde eram când am început live-ul. Ideea e că în partea asta le-am unit, deci e ok. Aici nu se vadă oricum, deși aici am venit cu un rând mai sus de sticle, de fapt mai multe. Dar nu o să se observe din cauza că o să venim cu carpeturi. Dar până la urmă cam renunț la ideea cu ăsta, cu efectul de void, din cauza că, bă, sunt prea multe blocuri de sticlă și nu e bine, chiar nu e bine deloc. N-ar fi o problemă blocurile de sticlă, că le facem la 15-5, care ne mai ajută cu chestia asta, dar timpul, na, e, durează foarte mult. Așa, dacă vin și pun carpete pe partea asta și în partea asta, adică pe Blackstone, oricum ar trebui să pun carpete să nu se spawneze nimic, e mult mai ok, deși și... Pusele carpete o să dureze, că sunt destule carpete, dar o să fie un pic mai ușor, deoarece nu o să trebuiască să merg în zigzag cum merg aici. Bun, am făcut chestia asta, am zis că m-am plictisit în partea asta și am schimbat în partea asta altă și am mai făcut un layer în partea asta. Nu foarte mult, ce-i drept, nu se observă foarte mult, deși am lucrat vreo 2 ore și, dar da, având în vedere că proiectul e super mare, nu prea se observă progresul chiar atât de mult. Dar în orice caz începe să prindă formă și chiar arată foarte tare. Debea aștept să ajung cu ele aici, să le unesc și totul să arate super bine, gen cu toate patru. Am coborât după de pe live, gen de acolo, am pe finalul live-ului, nu știu, cred că vreo oră, a ținut live-ul 3 ore în total și vreo oră am făcut pe aici, am schimbat, adică partea asta unde avem stone, că vreau să o schimb gen aici unde am stone ca să punem de stai, să zic, grez, din cauza că na, avem nevoie de grez pentru a face chestia asta, deci după ce punem grez peste tot, o să încep să fac eu chestia asta ca să nu mai existe nicio rată de spawn la mob, deci nu mai vreau spawnare la mob și cred eu că este cumva cea mai eficientă idee și din când în când, nu știu, o să vin cu niște strum lights sau glowstone sau ceva și o carpetă ca să luminez zona un pic, să fie și ceva lumină. Dar în orice caz, dacă facem chestia asta, nu o să mai avem probleme cu mobii aici, exact cum am spus pe, și pe live, era super ok dacă mă gândeam cum s-a gândit pufostul nostru să-și facă baza într-un baie din ăla de, de la cu ciuperci, îmi e pe limbă, dar nu-mi vine acum, voiam să zic strum light, dar nu strum light, mushroom baie, așa, bun, că știți foarte bine că acolo nu se spawnează mob, no, baie ăla chiar e super tare, dar e ok, putem, nu știu, să anulăm și noi rata de spawnare a mobilor, cel puțin aici pe sol și după și pe statuie, adică în partea asta am început deja, dar mai avem o grămadă și na, trebuie să luăm pe fiecare în parte. Și în principiu, da, cam asta am făcut, am spart și am pus și am pus, deci am pus sticlă, am pus blackstone, am spart aici piatra și am pus în felul ăsta niște grez ca să facem frumos să nu se mai spawneze. Între timp ce, bineînțeles, am vorbit cu voi și, nu știu, am rămas surprins pentru că la un dat am avut și 90 de persoane. Nu prea se întâmplă chestia asta, dintr-un motiv sau altul, YouTube are ceva cu mine și cu live-urile, adică nu prea le arată la recomandate, la voi sau ceva genul, nici nu arată că sunt live, nici nu trimite notificări. Ceea ce e un pic aiurea, dar uite că a mers destul de bine, deși nu a fost un număr foarte, nu știu, n-a fost un număr foarte mare de like-uri la acel live, vreo 200 și ceva, spre 200, ăsta, să zic, 50. În orice caz, mult mă întrebați, Raton, dar tu nu mai faci live-uri, Raton, tu de ce nu salvezi live-urile? Ei, nu le salvez, dar le salvez pentru membrii, deoarece vreau să le ofer și lor ceva, ok? Deci voi, ca, nu știu, să zicem, abonați normal, fără chestia asta cu membru, deci fără a plăti un abonament pe lună pentru membru aici la fratele vostru Raton, nu e obligatoriu, faceți chestia asta dacă vreți, n-am băgat niciodată mâna la cineva în buzunar să zic, bă, plătește abonamentul, nu, faceți chestia asta dacă vreți, în caz că ratați live-urile, e ok, adică o zi, ceva genul o zi, o zi, două, deci mai las live-urile pe YouTube, dar după le pun pentru membri, deci dacă vreți să le vedeți, bineînțeles că aveți nevoie de membru. Din nou, chestia asta nu e obligatorie și na, nu vă bag în buzunar, faceți doar dacă vreți chestia asta. Ok, bun.
ce facem în episodul de astăzi? Ei bine, încă nu m-am gândit. M-am gândit doar să vă prezint acum pentru început ce am făcut și după habar n-am, sincer, deoarece sunt foarte multe chestii, sunt cam multe proiecte. Știu, un episodul trecut n-am lucrat pe la bază, tocmai și ideea că dacă lucrați foarte mult la bază, am dat, cred că ajunge să vă plictisiți. Și mă plictisesc eu și nu e foarte ok. A, da, și Coltir a zis că nu e nicio problemă cu acea reacție pe care am pus-o în episodul trecut. A zis chiar a fost amuzant și da, mi s-a părut și mi-a amuzant. Mulțumim, Coltir, aș din nou. Bun, oameni, haideți că mă gândesc eu ce facem și revin că îmi fuge și vocea deja. Și da, revin, habar n-am. Cred că totuși să lucrăm puțin la bază. În altă ordine de idei, am venit și eu până la shop să s-a mai făcut ceva vânzare, dar aparent nu știu, nu prea merge shop-ul, nu știu, cred că băieții își fac resursele singuri, ceea ce e ok, adică nu e foarte rău, ci și mecher se vede fumul cu textura asta. Și m-au întrebat că bă, atunci ce textură ai? Păi nu pot să vă dau, ok? Din cauza că am făcut-o pe Vanilla Twix și nu am salvat link-ul de download, deci da, intrați cu mine pe Vanilla Twix și o faceți o textură. În altă ordine de idei, dacă știți cumva cine l-a furat pe gușterul ăsta de aici, aveam un gușter, da, pe lângă ăsta, dacă știți cumva cine l-a furat, să mergeți la el și să-i spuneți că Raton roagă frumos să-i dea înapoi, pentru că, da, e urât, parcă arată nașpa că nu e acolo. Vreau să mă duc să mai cumpăr ceva toteme de la shop-ul ăsta, toteme, deși cred că sunt cam scumpuțe, dar... E ok, hai să vedem, hai să scoatem și noi pormoneu, care e aici, pormoneul nostru, îl punem aici și erau câte un totem, două diamante, ok, hai că totuși parcă nu-i chiar atât de scump, am, da, parcă tot dau înapoi cu diamantele cum tot cumpăr. Bun, deci dacă aș cumpăra eu 9 toteme, asta ar însemna că ar trebui să dau câte două diamante pe unul, ceea ce e ok, să vedem, am pus aici, avem loc și astea, cred că o să ne ajungă cel puțin o viață. V-ați prins? Nu glumesc, că o să ne ajungă cam tot sezonul. Sunt curios, s-a făcut stocul pe aici, pe la Reston, că, bine, vreau să fac și eu anumite chestii de Reston și vreau cam să nu să le am pe aici. Ok, deci un diamant top comparatoare, bă, nu e chiar scumpus dacă se strângește, adică chiar se fac destul de greu unele chestii pe aici. Știu că am fost și eu într-un SMP înainte să intru în brad la haiducilor și mă ocupam de partea asta cu Restonul și, într-adevăr, unele chestii se obțin cam greu. Deci, da, per total e ok. Bun, am cumpărat și noi astea, am trecut pe la spawn, mergem acasă și ne apucăm de treabă, zic. Am făcut ceva progres în nu știu exact cât timp, dar ideea e că ați văzut și voi timelapse-ul, am mai lucrat puțin acolo și apoi m-am mutat aici deoarece asta o să ajungă la un moment dat, dacă vă uitați voi acum, să se unească în partea de sus. Vedeți, am urcat iar două layere în plus, nu trebuiau, n-am fost atent, mi-am dat seama prea târziu, dar per total e ok. Deci, da, oricum chestia asta de jos nu se vadă și nici de sus, că dintr-o parte în alta am două secunde să vă arăt cu... Asta harta, folosindu-mă de hartă, că e mult mai ok să vă arăt așa, adică de aici, de unde vedeți chestia asta, până în partea asta aici și aici, adică toată suprafața asta, inclusiv mijlocul unde stau în momentul de față, va fi acoperită cu gres, ok? Adică o să fie o platformă foarte mare, cam asta reprezintă construcția mea, mega base-ul meu, 4 statui Atlas care țin pământul, sau mă rog, 4 bucăți de pământ.
Încă nu știu exact, dar ideea e că o să arate foarte șmecher când terminăm. Mai avem mult, mai avem de luminat, mai avem, știți, foarte bine. Dar, având în vedere că la shop nu merge treaba exact așa cum am vrea noi să meargă, mă gândesc la o schemă, la o schemă de marketing, la nebunii de-astea, haubauri. Înainte de asta ce am aici? Ah, ok, nu știam ce am aici. Bun, și care e schema? Îl readucem pe Martinică. Trebuie să mă uit să-l caut. Nu știu pe unde a dispărut după sezonul 2, sincer să fiu cu voi. Dar, da, mergem să-l căutăm. Habar n-am pe unde mai lucrează acum sau ce face. În orice caz, o să-l căutăm și revenim, bineînțeles, cu Martinică. Hello, Martinică, ești pe aici? Martinică, Martinică, ești aici, Martinică? Martinică, alo? Oameni, nu prea-l găsesc pe Martinică. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer, cu el. Habar n-am, îl caut de ceva vreme și nimic, deci nimic nici la eu, nu spun corabie, nici m-am gândit că poate, poate, dar nu dau de el, e incredibil, deci nu știu pe unde se află, nu știu ce a pățit, n-am mai auzit nimic de el din sezonul 2, deci nimic n-am mai auzit de el, parcă a dispărut așa de pe fața pământului. Tocmai am văzut pe cineva că se furișează pe aici pe la magazin, adică dădea târcoale, poate a furat ceva sau poate chiar Martinic, ia să verificăm repede. Ceva, nimic deocamdată, nimic, 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 nimic. Bă, pare că n-a luat nimic de pe aici, adică, na, toate scam la locul lor din câte văd, dar aș putea să verific diamantele. Ia să vedem. Opa, opa, ce-i cu asta? Mergi în iad la... Minus 701, 10 și 30. E un fel de oră? Nu, mă, stai, scordonate, astea scordonate. Deci, hai să luăm repede hârtia asta. Ok, diamantele apar sunt acolo, dar sunt curios, cine mi-a lăsat mie hârtia asta? Și de ce mă trimite în iad, mai ales? Că totuși, adică nu prea aș vrea să merg în iad la coordonatele astea. Nici nu știu măcar unde sunt coordonatele astea. Nu știu ce implică și ce o să găsesc acolo. Deci, cred că ar trebui să ne pregătim cu... ceva, nu știu, să iau niște TNT-uri la mine, poate, poate o să ne ajute, cine știe. Bun, am ajuns în Nether, oameni buni, și dacă ne uităm, mergând în direcția aceea, către regele Mâță, nu cred că el e în stânga, din câte știu, și în partea asta aici era către Peter, cumva, scădem, deci minus 700, exact cum vedem și aici, ceea ce ne duce cu gândul că trebuie să mergem în partea asta și plus 2. În partea asta urcă, deci la un dat o să trebuiască să facem la stânga. Aici e colpiri, din câte știu, dar n-avem treabă, că na, coordonatele ne indică o zonă mult mai îndepărtată. Acolo era Dorin, despre care habar nu avem ce s-a întâmplat și el a dispărut. Opa, aici avem ceva restricționat, după cum bine puteți vedea că e o barieră. Și dacă vă uitați acolo, aici sus, deci vedeți, acolo trebuie să mergem ca să ajungem la minus 700. Deci vedeți și nu putem. Hai să vedem, intrăm prin extracția, asta e. Am venit totuși pregătit de data asta. Opa, ăla acolo. Hai să le punem cum trebuie ca să nu-și dea nimeni seama că totuși am trecut pe aici. Am venit cu ce trebuie, am venit cu un dispenser și cu 6 fire charger și 3 butoane. Că cine știe, am zis că totuși, na, TNT-ul e ok, dar parcă nu aș vrea să stau în apropiere să mă lupt cu ei și dacă e să fie ceva sau cine știe și pur și simplu să dau de la distanță. Hai să mergem să vedem în continuare. Dar parcă mai fost o dată pe drumul ăsta. Sincer, parcă mai fost o dată pe drumul ăsta și eu așa mi-aduc aminte că mai fost. Ia, suntem aproape. Suntem aproape la 700. Hai să... Opa, 701. Și câteva blocuri. O scară. În primul rând e o scară aici. Ok. Și în sus... Nu, și nu, că dacă ne uităm, 10. Opa, opa, Martinică! Păi Martinică acolo, mă, oameni! Voi vedeți, e Martinică acolo! Repede, hai să deschidem repede ușa cu butonul. Opa, hai să intrăm. Bun, o ușă, deschidem repede. Băi, Martinică, dar ce... Băi, înlănțuim, ia uitați, pe o bucată de dibri. Ba, e prins, e prins, cred că l-a prins ceva, nu știu, habar n-am, vreun piglin, ceva, nu știu exact, hai să vedem dacă putem cumva să facem treaba asta, să o spargem cumva, habar n-am, vreau să fac asta, vreau să fac ceva de genul ăsta și vreau să sparg un pic peretele, așa, și să mă duc aici, sus, hai să vedem, reușim oare să sparge? Bam, ok, ok, aparent nu merge. Nu merge cum credeam eu. De ce? Ah, deci cred că tot TNT-ul era cea mai bună variantă. Dar
din fericire avem acest pickaxe la noi care sparge extrem de repede și am ajuns la Martinica. Ok, oameni buni, deci trebuie să-l salvăm de aici. Deci în episodul următor cel mai probabil o să-l salvăm sau ceva. Până atunci o să vorbesc eu cu el între timp ce-l salvez. Nu uitați dacă o place și dacă vreți să lucreze din nou Martinica pentru noi, să fie bine, să apăsați pe acel buton de like, bineînțeles. Și ne auzim pe episoadele viitoare unde aflăm ce se va întâmpla cu Martinica.